Bun, astăzi am ajuns la Brașov pentru că este o zi specială și asta pentru că vreau să încep. Salut! Nu mă pot abține când văd o motocicletă, eu mă întorc și salut. Vreau să începem o serie specială de trip vloguri și vreau să începem cu un loc special pentru mine care îmi place la nebunie. Este unul dintre locurile mele preferate. Vă anunț de pe acum, seria aceasta de videoclipuri nu este doar pentru motocicliști, pentru că vor fi multe locuri care pot fi vizitate atât pe jos, cât și cu mașina și cu mijloacele de transport în comun, dar mai ales cu motocicleta și cu bicicleta. Cu siguranță o să vă placă, cu siguranță o să descoperiți locuri noi, așa că stați aproape. E toamnă, e destul de friguț afară, s-a lăsat frigul. Noi avem aici pe Mulan și pornim în drumul care pe mine m-a fascinat încă de la prima plimbare. L-am făcut acum câțiva ani și de atunci în fiecare an reușesc să-l fac și de fiecare dată mă uimește acest loc. Spoiler alert, avem două locuri drăguțe astăzi. Prima oară vă arăt un lac frumos, după care vă arăt locul meu. De fapt, unul dintre locurile mele preferate, unde poți să faci o grămadă de poze, unde poți să mergi să te plimbi, să te bucuri de peisaj și mai ales să te relaxezi și să te bucuri de peisajele din România, pentru că România este o țară foarte frumoasă, trebuie doar să o descoperim. Așa că o să iau camera asta, o să vă arăt puțin cum se vede în jur. E foarte frumos totul aici, dar promit să fie mai frumos în locul în care mergem. Și acum începe cu adevărat distracția. Ce-i drept, asta îmi place foarte mult la acest drum, și anume faptul că poate începe din mai multe locuri. Adică, toată locația aceasta se află undeva lângă Sinaia, deci undeva la 100-120 de kilometri de București și undeva la 70 de kilometri de Brașov. Și pe lângă asta e și în drumul spre Târgoviște. Asta înseamnă că ai 3 zone din care poți să vii să o vizitezi. Avantajul major e faptul că ai un alt drum de întoarcere, adică dacă vrei să vii de la București și să te întorci tot pe la București, poți să vii pe la Sinaia și să te întorci pe Târgoviște, sau invers, sau de la Brașov, iar poți să vii Brașov, Sinaia, Târgoviște și te întorci pe partea cealaltă. Depinde foarte mult de tine. Sau pur și simplu poți să faci cum am făcut și eu astăzi, și anume am plecat din Brașov, vin până la Sinaia, am făcut dreapta pe drumul spre Târgoviște, urc până pe drumul acesta minunat, iar apoi îmi continui drumul spre București. La mine va dura ceva mai mult pentru a trage toate cadrele cu drona, cu camerele și exact ceea ce vreau, dar în mod normal, dacă nu te lălei foarte mult și pur și simplu vrei să te bucuri de un peisaj frumos, faci o abatere de aproximativ o oră, o oră și jumătate, iar ca și distanță, cred că undeva la 40-50 de kilometri, nu mai mult. Noi avem o porțiune cam de 12-15 kilometri de mers direct spre Târgoviște, după care trebuie să facem dreapta pe un drum secundar, iar de acolo avem un drum comun care urcă până la cabana de Chiu, iar de acolo în stânga avem lacul Bolboci și în dreapta Transbuceni, ceea ce îți oferă ție șansa de a vizita două locuri foarte frumoase și foarte diferite. Pe de o parte ai un lac, pe de altă parte ai un peisaj extraordinar de frumos pe Transbuceni, unde pur și simplu toată lumea mereu când mergeam pe acolo mă întreba unde e deșertul ăsta. Efectiv se vede totul ca într-un deșert. Mai sunt zone ceva proaspăt asfaltate, mai sunt din păcate și câini, am pățit pe aici să întâlnesc și vulpi, am pățit să întâlnesc și căprioare, așa că trebuie să aveți mare grijă cu orice ați venit voi. Cred că sunt și urși și de ăștia m-aș feri mai mult decât de orice altceva. Uite, asfaltul încă ține. Încă e bun, încă ai suficient de multă aderență cât să te și joci puțin cu motocicleta dacă vii pe aici. Dacă vii cu mașina, cu siguranță nu o să-ți faci probleme în ceea ce privește asfaltul și calitatea drumului. Oricum, până la drum trebuie să te bucuri de peisajul ăsta. Uită-te un pic în stânga, uită-te în dreapta, uită-te în orice direcție vrei tu. E absolut frumos, absolut mirific, grandios felul în care se vede tot acest peisaj. Încă de aici se captivează, trebuie să ai mare grijă să nu te fure peisajul, pentru că am pățit de câteva ori să vin pe aici fixat în stânga și în dreapta, mă uitam doar la peisaj și nu mai eram atent deloc la drum, dar nu e neapărat cea mai bună soluție. Aici
facem dreapta. Avem aici câteva indicatoare. Noi mergem spre peștera Ialomiței și cabana Dichiu. Până la cabana Dichiu văd că avem 9 km de care o să ne bucurăm pe cinste. Mergem ușor și mergem cu grijă, pentru că pe aici trebuie să avem extrem de multă grijă, dat fiind faptul că drumul nu este unul de două benzi, este ceva mai îngust. Eu am început să-l învăț de ceva timp, mi-am dat seama puțin de ceea ce urmează, am început să-l cunosc și tocmai de aceea nu aș recomanda forțarea pe acest drum. Nu este neapărat un drum pentru începători, nu cred că ar fi recomandat, mai ales ca motociclist, să vii pe aici ca începător, pentru că sunt unele viraje destul de strânse, sunt oameni care taie virajele, sunt oameni care nu sunt atât de atenți la motocicliști și s-ar putea să ai probleme. Cu mașina, dacă ai puțină grijă și faci frân de motor suficient de multă la vale, pentru că urcarea e cum e, dar valea, vai Doamne, o să vedeți. Uite, exact ce ziceam, exact ce ziceam, grijă la betonul de pe asfalt. Uitați-vă puțin cum se vede. Eu rămân fascinat de fiecare dată de culoarea asta, de portocaliu ăsta, de roșu aprins. Și aici, uitați-vă puțin la peisaj. Și acestea sunt virajele despre care spuneam, destul de strânse, cu beton pe jos, dar cu orice veni pe aici trebuie să ai mare grijă, cu atât mai mult cu motocicleta, pentru că orice accident pe aici s-ar putea să te doară destul de tare. Ce-a alunecat acolo, a sărit și roata spate. Poți să urci și pe jos dacă vrei. Drumul acesta e foarte frumos și pe jos și ai timp să te bucuri de tot ce e în stânga și în dreapta. Și aici, uitați-vă puțin la peisajul ăsta. Fix aici e limita dintre județul Dâmbovița și județul Prahova. Peisajul de aici e absolut minunat. E o curbă foarte frumoasă în care merită de fiecare dată să te oprești, să faci câteva puse, pentru că în stânga și în dreapta se vede totul ca și cum ai fi deasupra lumii și îți dai seama că mai ai mult de urcat. Dar asta se va întâmpla pe drumul din stânga. Iar de aici ne continuăm același drum, pentru că este unul singur, spre cabana Dichiu, la intersecție, iar de acolo putem alege. Drumul din stânga merge spre peșteră și spre lac, în timp ce cel din dreapta merge spre Transbuceci. O să mergem prima oară spre lac, o să vă arăt cât de frumos e și pe acolo, dar las Transbucegiul pentru sfârșit. E mult mai frumos pe acolo din punctul meu de vedere. Mie îmi place mai mult, chiar dacă este un drum care se înfundă la un moment dat, nu ajunge nicăieri în cealaltă parte, ajungi până la o altă cabană, dar de acolo poți să o iei ușor, ușor pe jos, spre platou. Dacă am înțeles bine, ai undeva la o oră, o oră și jumătate de mers pe jos. Ce e bine de știut despre acest sector de drum este faptul că odată ce vine iarna, acesta se închide, nu este disponibil și nu este deschis publicului, pentru că pe aici ninge mult mai repede și zăpara se topește mult mai greu. Iar aici este intersecția despre care povesteam. În stânga, platoul, padina și peștera, peștera Ialomiței și în dreapta minunăția asta de drum. Cabana din dreapta este cabana Piatra Arsă și cabana Babele. Până la hotel văd că mai sunt 14 km, dar se fac ceva mai greu pentru că e un drum la fel de îngust, la fel de virajat și nu poți să mergi cu viteză foarte mare, plus că trebuie să ai grijă din când în când la astfel de porțiuni pe care dacă le iei cu motocicleta s-ar putea să-ți rămână roata acolo. Salut! Thank you.
Wow, spatele. Grijă cu spatele și cu frâna de motor. Aici ajungem la o intersecție, drumul în față, ci că merge spre Mureni, spre Târgoviște. Nu am fost pe acolo niciodată încă, dar mi-aș dori. Și noi continuăm să coborâm. Aici e foarte multă vale până spre lac, iar imediat ce ajungem la lac o să găsim și cele două drumuri pe care le putem face. La fel aici, mare grijă, mai ales dacă vă prinde noaptea, destul de mult asfalt rupt și multă umezeală. Se formează foarte ușor poleiul pe aici, nici nu e nevoie de polei, e pur și simplu nevoie de puțină umezeală sau puțină mizerie să scapi și motocicleta, bicicleta sau chiar și mașina de sub control. Aici e intersecția despre care spuneam. Atenție, drumul în lucru. Dacă mergem puțin mai în față, o să se vadă și lacul aici și o să se vadă cât de frumos este totul. Este un baraj mare, grijă cu oamenii. Dacă nu aveți voi grijă, s-ar putea să nu aibă nimeni, deși în mod normal acesta este sensul care are prioritate. Aparent nu toți cunosc asta. Ăsta e barajul, ăsta e digul. Atât de frumos se vede totul. Iar aici avem două posibilități. Fie ocolim lacul prin dreapta și ne întoarcem pe stânga, fie locul pe stânga și ne întoarcem pe dreapta. Doar că pe partea cealaltă drumul era ceva mai prost. Mai prost decât aici, da, e asfalt, e pietriș, se alunecă, trebuie să ai grijă și cu mașina. Pe partea cealaltă e drum forestier. Aici e lacul, așa de frumos se vede totul. Noi continuăm pe marginea lacului, la fel cu mare grijă, pentru că văd deja câteva mașini. Noi avem în continuare prioritate. Uitați semnul și acolo, dar știi cum e, fiind cu motocicleta, ai prioritate când ți se dă. Ideea pe un drum de genul e de a te învăța să te bucuri de peisaj, să te bucuri de ceea ce e în jurul tău, dar în același timp să fii capabil să oprești în câțiva metri, nici măcar zeci de metri, în câțiva metri. Dacă ți apare ceva după curbă, să fii capabil să oprești aproape instant, ceea ce de la 40-50 la oră în sus e ceva mai greu. Acum depinde foarte mult de cum îți cunoști tu mașina, motocicleta și de felul în care conduci, de skill-ul pe care l-ai până la urmă și de dorința de a ajunge acasă întreg. Foarte ușor să cade aici în lac, dacă nu ai grijă, imediat a plecat fața, ți-a plecat mașina, ți-a plecat volanul de sub control și te trezești direct în lac. Și aici, liniștea de pe pământ, nu se aude nimic. Dacă nu vine cineva cu motocicleta să deranjeze toată zona asta, se aud doar avioane și cred că ATV-uri undeva în depărtare. Ținând cont de faptul că acest drum este la o aruncătură de băți, cred că trebuie vizitat cel puțin o dată pe an de fiecare om. De ce zic o dată pe an? Pentru că în fiecare an s-ar putea să găsești ceva diferit. Eu prefer să vin pe aici toamna, dar sincer și vara e foarte frumos. Și uitați-vă puțin cum e drumul pe aici. La fel, cu puțină grijă la asfalt și la mașini, te distrezi de minune. Colțul de rai, ci că e în dreapta. Gura de rai e în dreapta. Nu am fost niciodată pe aici. Eu m-am întors pe aici, pe stânga. Atenție, drumul în lucru. Da,
mare grijă, e drumul lucru. Pe aici totul se vede foarte frumos. Aici cred că e și cazare și restaurant. Poți să stai să mănânci, poți să stai să dormi, poți să iei muntele la pas. Uite cum se vede totul, uite cât de frumos este. Și uite râul, podul ăsta care zici că acum stă să cadă. Și munții la care mai bine opresc un pic motorul, să nu cumva să fie vreo alunecare. Oare pe aici să fie mai sigur? Oare nu cad bolovan pe aici? Și iată locul în care am ajuns. Sincer, puțin ciufurit pentru că drumul nu e atât de ușor precum pare, dar merită întru totul. Aici avem aceste chei foarte mari, se vede totul extraordinar de frumos, este inimaginabil, credeți-mă. Avem și râul acesta de aici. Se aude foarte frumos cum curge. Hai să vă arăt ceva. O să merg un pic pe jos, o să-mi las motocicleta acolo părăsită, dar credeți-mă, să vii pe drumul acesta măcar o dată pe an este absolut minunat. Eu am fost pe aici o singură dată. Mie îmi place mai mult pe partea cealaltă. Dar chiar și așa, mai rezistați câteva secunde pentru că eu trag cu ochiul. Nici nu vă imaginați ce se vede de aici. Sunteți gata? Așa se vede pe aici. Hai să întorc mai bine camera să văd exact ce filmez. Tot acest lac minunat. La fel, odată ce vii aici și înțelegi totul cât de frumos este, e mult mai ușor să înțelegi de ce sunt atât de impresionat. Oricât aș încerca eu acum să descriu în cuvinte ce se află aici și felul în care se vede totul, una e să vezi pe video și una e să vii până aici, să simți pe propria piele. Plus că nu e distanță foarte mare, ceea ce pentru mine este un mare avantaj, mai ales că vin cu motocicleta. Nu am nevoie de bagaje, nu am nevoie de absolut nimic, în afară de puțină voie bună și în afară de puțin chef de viață. Cred că benzina până aici te costă sub 100 de lei dacă vii cu motocicleta. Dacă vii cu bicicleta, cu atât mai bine, ai aer curat, ai aer proaspăt. Și se simte asta, se simte și e liniște, tot ce auzi e un motorbike care face vlog și în rest sunetul râului. Bă, chiar e foarte mișto. Și da, totuși sunt îmbrăcat destul de gros pentru că pe aici e ceva mai frigut. Dacă prin oraș erau 20-21 de grade, pe aici ai zice că sunt undeva la 14 grade și asta pentru că e ora 5 fără 20. Dacă se lasă întunericul sau dacă intră soarele în nori, așa cum a intrat acum, o să fie mult mai frig. În jumătate de oră deja poate să scară cu cel puțin 4-5 grade și să nu mai zic de ploi. Ploile pe aici pot apărea oricând. Uitați-vă puțin cum se vede totul aici. Uitați-vă cât de frumos e totul, uitați-vă cum pică toată lumina asta. Și ce e mai interesant, doar de aici începe. Da, astea sunt doar câteva spoilere pe care voi le puteți vedea pe pagina de Instagram și pe pagina de Facebook sau chiar și pe TikTok. Și mai interesant de atât e faptul că mulți, deși vă uitați la videoclipurile acestea, nu sunteți abonați la canal. Așa că, dacă vă place ce se întâmplă aici și vreți să vedeți videoclipuri de genul mai des, mai multe episoade amuzante, frumoase și călătorii, atât prin România, cât și prin toată lumea asta minunată, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. E gratis, oricine poate face asta și în felul acesta vă asigurați că nu ratați niciun videoclip de pe acest canal. Noi, în continuare, urmărim acest drum pietruit. Mă întâlnisem chiar și cu un abonat aici foarte tare. Mă întrebase, tu ești motorbike de pe YouTube? Și zic, nu, sunt motorbike de pe Transbucegi astăzi. Evident, a ținut la glumă, a râs și el, era și el cu tatălui și el motociclist de fel. Și mă întrebaseră dacă drumul acesta e închis. Teoretic, nu. Practic, rămâne de văzut. A trecut o jandarmerie în față. Nu știu dacă o să ne oprească. Cert e că cel puțin înaintea mea au plecat, cred că cel puțin 7-8 mașini. Da, așa e pe aici. Exact cum am zis, m-a oprit acum cred că 10 minute. Era norat, zice că vine ploaie, zice că vine sfârșitul lumii. Acolo la fel, pare că vine sfârșitul lumii. Sper să nu vină în coa. Acum este din afară doar 3-4 norișori pe cer, așa, foarte, foarte rari. Dăm și de asfalt, doar că mie mi-a zis un prieten, du-te și dă o tură de lac, că e proaspăt asfaltat. E proaspăt asfaltată, cred că e o porțiune de 2 km, nici măcar 2 km. Adunați! Vai, cât de frumos se vede totul! G
Cel mai rău e că știi cum se zice, ce e frumos nu ține mult. Și din păcate nici asfaltul acesta nu o să țină foarte mult. Eu mă zice undeva la un total de 2 km adunat pe partea aceasta de asfalt. E foarte drăguț pe aici, dacă ai grijă la fel. Te poți distra, dacă nu trebuie să mergi cu cap. Pietre, nisip, aluneci, aici lacul s-ar putea să ajungi în el. Aici iar o curbă în care dacă intri prea tare, deși semnul e dărâmat, și nu ai grijă pentru că e ud, sunt copaci, dacă ei nu te opresc, la fel plonjezi direct în lac. Oh, și se termină asfaltul direct în curbă. Foarte tare, foarte tare, maxim mi-a plăcut asta. Aici e un drum de enduro, cu siguranță merită mers pe el cu enduro. Și de aici începe, opa, opa, alunecă, zici că mergi pe pană. Deși pe aici nu știu să fi plouat. Cu toate acestea, vremea, cum am zis, pe aici e super imprevizibil. Adică acum e soare, e frumos, în 10 minute e rupere de nori, peste alte 10 minute e soare și frumos și poți să stai la plajă. Asta dacă nu te ia vitura, evident. Pe aici se creează și vituri, trebuie să ai grijă, pentru că sunt zone mari prin care curg cantități imense de apă. E munte, se adună foarte ușor, în mod special în văi. Opa! Fetița, ce-ți place să te joci și ție și mie, asta e partea proastă. Pe aici se poate intra pe digoare? Bă de bună! Hai să facem o poză. Mulțumesc și eu, mi-a făcut plăcere. Zi frumoasă. Și dacă vreți apăreți pe YouTube, o să fie o amintire drăguță. Zi frumoasă. Am terminat aici cu ceea ce înseamnă partea aceasta de lac, iar acum urmează să mergem spre, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai frumoase drumuri din România, cu siguranță în top. N-ai cum să te saturi de atâtea curbe, jur. N-ai cum să mergi pe aici să te saturi. Bă, uite-te cum se vede. Uite-te cum se vede tot. Uite-te cât de frumos e, Doamne, cât de frumos e aici. Oh, da, de asta ador drumul ăsta, de asta ador să mă uit, să mă plimb și să mă bucur de toată minunăția de aici. Și de aici începe Transbucegiul, cu adevărat drumul acela absolut perfect, asfaltul aproape perfect, mai sunt și pe aici câteva gropi, câteva denivelări, dar în rest este drumul la care ar putea visa orice motociclist. Și mai ales acum că am prins soarele destul de jos. Da, o să ne orbească puțin, trebuie să avem mai multă grijă, dar măcar se vede extraordinar de frumos. Și ce se rup nori acolo. Încolo, în partea dreaptă, se văd oile. În stânga, apusul ăsta minunat. În față, chiar dacă e ploaie, nu mă mai interesează. E una din zilele. Uite-te cum se vede acolo cu oile alea. Nu te cred. Sunt foarte fericit. E foarte frumos. Ha, yes, yes, yes. Cât de frumos. Despre asta e vorba, mă. Despre asta e vorba.
tu, ce mare cu tu, salut cu tu. E foarte mare pericol ca nu cumva cuțul ăla să se ia după noi, așa că ne strângem drona. Nu stai tu cu minte, cuțul, că ești cuțul de ăla de munte și cuțul ăla de munte s-ar putea să facă ham-ham. Aici nu am ajuns foarte departe de cuțu-cuțu. Mă bucur că am tras cadrele pe care le voiam. Oricum, ce se vede de sus e absolut incredibil. Partea proastă e că plouă rău de tot încolo. YOLO, o să fac și pe asta, o să merg încolo până când o să înceapă pe aia, iar apoi ne întoarcem. Bateria, drona mare, aproximativ 50% din ultima baterie. Telefonul meu cam rămâne fără bateria, așa că o să fac un truc și o să las să se încarce în această telecomandă de dronă. Bă, incredibil, incredibil cum se vede acolo, nu te cred. Uită-te cum se vede. Vai de viața mea cum se vede în depărtare. Extraordinar. Wow, 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 wow. În mare parte despre asta e Transfugiu, despre astfel de peisaje. Wow! O să mă opresc și o să ridic drona pentru ultima oară. Dar undeva unde nu sunt câini. Wow, ce e acu... Nu te cred! Au! Au, cât de frumos, mă doare cât de frumos e. Vai, splendid, mirific, grandios. Și aici cred că se poate veni la schi. M-am răzgândit din nou. Așa arată paradisul. Uită-te cum coboară norii peste munte. Sincer, văzând apusul ăsta și minunându-mă de cât de frumos e totul în jur, îmi pare rău, dar nu o să merg mai departe, o să vă las pe voi să descoperiți. Drumul mai continuă aproximativ, cred că vreo 5-6 km. Asfaltul este ca în palmă, nu ai nicio problemă cu el, la sfârșit acolo undeva se termină cu totul și începe să fie un drum pietruit. Este și o cabană acolo, puteți să mâncați, puteți să beți ceva, puteți să stați să vă relaxați. Dar pentru mine e suficient ce e aici. E mai mult decât suficient. Un astfel de apus n-am mai văzut de mult. Anul ăsta cred că am mai văzut unul sau două. Toată această zonă în care pur și simplu zici că ești în deșert, alături de câțiva câini, câteva oi. Acolo iar cred că e stațiune de schi, pare că acolo e telescaun. Uite, până și cerul, arde cerul. Deci nu știu cum o să pot edita asta să reproduc culorile de aici. Nici măcar cu DSLR-ul nu se vede cât de frumos e totul. Un astfel de apus nu-l prinzi în fiecare zi. Astăzi, pentru o zi, vă pot garanta, dacă nu am fost cel mai fericit om din lume, cu siguranță am fost cel mai fericit om din România. E 6:37 de minute. Pornim motorul, adică eu și Mulan aici de față. Ne bucurăm de ce a mai rămas din apusul acesta și dăm ușor, ușor spre casă. Cum am precizat și la început, partea bună e că poți să ai trasee diferite la dus față de întors. Eu am venit de la Brașov, am făcut dreapta la Sinaia și am urcat până aici. Urmează să cobor în Sinaia, să fac dreapta și să mă duc spre București. Ar mai merge și drumul spre Târgoviște, dar l-am făcut după, trebuie să ies pe autostradă sau să merg pe sate. Nu îmi place în mod special pe acolo, așa că prefer să merg pe DN1 până la București. Acesta a fost primul episod sau poate primele episoade, habar n-am ce o să iasă, habar n-am cum a ieșit. Dar credeți-mă, și dacă nu iese nimic și acasă tai totul la montaj sau dacă nu postez nimic, o să pun măcar câteva story-uri și o să vedeți și voi cât de frumoasă e toată zona aceasta. Nu are rost să mai lungesc, dar vreau să vă întreb pe voi, ce astfel de drumuri minunate mai știți prin România și pe unde credeți că oamenii ar trebui să ajungă? Eu pot să fac un videoclip despre asta, să arăt cât de frumos este și să-i convingem pe oameni că România este mai frumoasă decât credem deja. Locuri ca acestea nu sunt știute de foarte mulți oameni și e păcat. E păcat să te învârți în jurul orașului sau să te învârți până la urmă în aceeași zonă de confort și să nu descoperi cu adevărat aceste frumuseți, pentru că sunt simple. Așa că din nou, hai să vă văd în comentarii ce drumuri de genul mai știți prin România. Dar ca de obicei, eu sunt Motorbike, voi sunteți cei mai tari și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!